Petrolul va lua startul în noul sezon din Liga a doua în cartierul bucureștian Colentina. Acolo va juca trupa lui Stoican prima confruntare împotriva celor de la Metaloglobus. Formația antrenată de Marius Măldărășanu dorea să joace pe teren propriu în Pantelimon, disputa cu galben albaștri. Însă, din motivă de securitate, stadionul de acolo, având o singură cale de acces, s-a hotărât ca partida să se dispute pe stadionul celor de la Dacogetica. Pe acel teren Petrolul a împărțit rezultatele sezonul trecut. A pierdut chiar în fața lui Metaloglobus 0 la 1 și a câștigat 2 la 1 prin dubla lui Arnăutu cu cei de la Dacogetica. Petroliștii își doresc rezultatul din urmă, mai ales că vor un debut perfect. Marinescu și coechipierii vor avea și susținerea fanilor petroliști. 500 de bilete sunt la dispoziția lor, iar prețul unui tichet este de 20 de lei. După cum au anunțat pe o rețea de socializare cele două peluze petroliste, biletele vor fi puse la comercializare joi la punctul de vânzare de la stadion. Echipa a intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor în vederea startului oficial. După testul cu CS Blejoi, petroliștii au primit o zi liberă, iar de la începutul acestei săptămâni au reluat antrenamentele pentru confruntarea din runda inaugurală a eșalonului secund. Lotul petrolului a avut parte înainte de sesiunea de pregătire și de activități premergătoare stagiunii 2019-2020. Mai întâi au fost puși la curent cu ultimele modificări ale regulamentelor în ceea ce privește arbitrajul, iar apoi au efectuat obișnuită ședință foto de dinaintea startului unui nou sezon competițional.